deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uite, aș vrea să trecem un pic acum într-un registru ceva mai serios și să vorbim în această parte a emisiunii noastre, să vorbim cu voi, prieteni, și o să avem și un specialist puțin mai încolo, să vorbim despre consumul de droguri în rândul tinerilor, al copiilor, al adolescenților. Și despre riscuri și despre cum îți ferești tu copiii de droguri. Pentru că am senzația că statul român este cantonat într-o atitudine pur formală în privința asta, nu are acțiuni proactive, pur și simplu mi se pare că refuză să recunoască că există o problemă, deși ea este acolo, există, știm prea bine cu toții asta, și se limitează să facă niște acțiuni formale de comunicare, care nu cred că au efectul scontat. Și atunci, asta este o problemă care oricum ar trebui să intereseze foarte mult părinții și tinerii și copiii, în mod evident, dar chiar mai mult, având în vedere lipsa de inițiativă și de creativitate a statului român în privința asta. Pe de altă parte, să știți că noi, ca cetățeni, plătim pentru diverse structuri să funcționeze și să combată consumul de droguri. Așadar, știți de la ce pornim, au circulat masiv știrile despre consumul de droguri la festivalul Saga, care s-a încheiat, duminică s-a încheiat, nu? Da. Două lucruri de spus aici, droguri se consumă oricum, nu Saga le-a adus în București, la orice festival din lumea asta există acest risc. Doi, chiar și așa e bine că s-a concentrat atenția publică pe acest subiect foarte dur, despre care nu vorbim aproape niciodată, nu doar noi la radio, ci societatea în general, dar care afectează din ce în ce mai mulți tineri. De unde și întrebarea? Tu cum îți ferești copiii de droguri? 0372069599, numărul nostru de telefon și mesaj audio pe WhatsApp, dacă vă e mai simplu așa, 0728 3132. Ne-ar interesa să vorbim cu aceia dintre voi care ați avut deja discuții cu copiii. Sau dacă ați avut chiar probleme de felul ăsta, adică dacă v-ați confruntat cu consum. Da. Experiențe. Da. Ce faci când descoperi că puștiu sau puștoaica a intrat într-un cerc și a dat-o pe lângă? Pentru că, știți, consumul de droguri e altceva decât hai că a băut o bere sau s-a îmbătat cu o vodcă la o petrecere sau a fumat o țigară sau ceva de genul ăsta. Este o chestie foarte riscantă. Acum sunt două componente noi de luat în calcul față de generația noastră, să spun așa. Pe mine mă învăța mama să am grijă cu ce anturaj umblu, nu? Și își făcea grijă din punctul ăsta de vedere în privința unui eventual consum de droguri. Doi la mână, drogurile se găseau doar într-o anumită zonă foarte întunecată a societății, adică când eram eu puști, se găseau prin Ferentari, prin Brahova, prin Vatra Luminoasă, unde erau. Acum se găsesc practic aproape peste tot, din ce aud stânga-dreapta. Doi la mână sunt foarte ieftine și de foarte proastă calitate, ca să zic, adică nu mai sunt drogurile alea naturale de pe vremuri. Sunt foarte multe droguri sintetice, am înțeles că sunt undeva în jur de 10 lei o doză. Efectele sunt foarte puternice. Da. Efectele sunt foarte puternice. Ele au apărut odată cu etnobotanicele, dacă țineți minte că a fost o perioadă când se vindeau legale etnobotanice, așa numitele droguri legale, care ulterior au fost suprimate în destul de târziu. Destul de târziu și au fost suprimate măcar de la vânzarea asta, așa, la butic. La liber. Dar ele continuă să existe, s-au dezvoltat și au ajuns să aibă niște efecte devastatoare din ce am mai vorbit cu anumiți oameni. Iar asta cu anturajul nu mai este valabilă pentru că acum copiii sunt foarte tentați să încerce fel de fel de șmecherii de genul ăsta, indiferent de proveniența lor socială. Și uite, de exemplu, la școală, la fiul meu, și am vorbit aseară, am fost la o petrecere de copii și am aflat că e valabil mai peste tot, au apărut acum niște dispozitive, asta nu are legătură cu drogurile, dar are legătură cu ispitele copiilor, da? Au apărut, dacă știți, niște șmecherii de-astea din care fumezi arome. Da, pentru tutun, vapat. Pentru vapat și se au găsesc... Au nicotină. Nu, sunele și fără nicotină. Acum au doar arome. Da. De fructe, de... Și copiii au început să se prostească cu, cu de-astea, știi? Sunt așa numite narghilele electrice, nu știu ce, dar care dau diverse... Da, inhalează tot soiul de prostii. Inhalează chimice. Fel de fel. Și ei se învață cu asta. Dom'le, inhalez că n-are nimic. Uite, mă distrez, inhalez fructe. Știi?
Și așa ajung ușor, ușor, iată, să încerce și eventual droguri, să ajungă în alte părți. Aș vrea să citez două intervenții sau trei intervenții de pe grupul de Facebook Părinții Cer Schimbare, unde a fost inițiată o conversație foarte bună. Iată ce spune o mămică. Citez. Când fetița mea avea câțiva ani, am văzut pe stradă pe cineva întins pe trotuar în Piața Constituției, adică în București, cel mai probabil a dormit acolo după ce se drogase la un spectacol. După ce m-am asigurat că persoana primea îngrijirea necesară de la paramedici, am vorbit pentru prima dată copilului despre droguri, avea copilul maximum 5 ani, mi-am asumat riscul unei traume, gândindu-mă că e mai bine să-l sperii eu decât să ajung așa. Eu nu știu dacă e o traumă, dacă vorbești cu copilul și îi spui, uite care sunt riscurile. Și riscurile sunt să mori în chinuri, adică nu sunt riscurile să pierzi bani. Doar dar nu, iar pentru copii asta e cel mai bine, uite, să le dai să citească sau să se uite la știri despre ce s-a întâmplat din nefericire cu copilul ăsta de la Saga, da? Asta îi marchează. Iată ce spune mămica aceasta în continuare. Apoi i-am spus regulat în anii care au urmat, de câte ori s-a evit vreo ocazie, că drogurile sunt cele mai periculoase adicții pe care le putem avea. Că poți să te îmbeți odată fără să devii alcoolic, că poți să fumezi odată fără să devii fumător, dar că la droguri nu există niciodată o singură dată, ci doar prima dată sau ultima dată. Adică, de la droguri, riști să devii dependent din prima și să mori oricând. Da, altcineva spune așa, fiica mea a fost la Saga, are 16 ani, mi-a povestit că în seara de vineri a venit un băiat la grupul lor să-i întrebe dacă vor droguri, fără nicio perdea. Eu cu a mea vorbesc deschis absolut orice. De când eram mic am procedat așa, iar acum în perioada de adolescență, care este horror, discuțiile sunt și mai naturale, cred că apropierea de copiii noștri e esențială pentru tot ce vine și va urma. Eu am fost acum câteva săptămâni la Bruxelles și în centrul orașului au venit doi înși la mine, da, în interval de jumătate de oră să mă întrebe dacă vreau cocaină. Deci da, asta cu festivalul, cu asta se întâmplă peste tot, da, așa în toată Europa. Bun, cu atât mai importantă este educația. 0372069599 pentru părinți este întrebarea azi și pe voi vă așteptăm să intrați în direct să vorbim despre asta. Tu cum îți ferești copiii de droguri? Cum te gândești? Dacă te preocupă acest subiect, ce faci? În afară de a vorbi cu el, mai există și alte soluții? Hai să schimbăm niște informații. Poate sunt oameni care știu mai multe recepție și oameni care ar vrea să știe mai multe, să înțeleagă mai multe despre asta pe recepție. Să folosim mediul nostru de comunicare ca să punem în legătură oamenii. 0372069599. Avem, cred, vreo câte minute? Vreo 7-8-9 minute? Da, avem. Sunați-ne vorbim și intrăm imediat. Cum îți ferești copiii de droguri? E întrebarea lansată puțin mai devreme în deșteptarea. Andrei s-a înscris primul la cuvânt. Bună dimineața! Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, băieți! Salut! Mă bucur că ați ales o temă foarte interesantă pentru astăzi. Chiar aș fi vrut să vă aduc eu în dezbatere într-una din intervențiile mele în emisiunea voastră. Da. Problema este în felul următor. Eu cred că, ca să începem așa cu puțin, să începem puțin cu altceva, aș aduce în discuție faptul că ceea ce se întâmplă în momentul de față, în cel puțin la noi în țară, din punctul meu de vedere, este cu strictul accept al autorităților. Deci eu mi-asum ceea ce spun și știu foarte bine, pentru că într-o discuție cu cunoscutul comisar Traian Berbeceanu, fostul o discuție publică care am avut-o la lansarea cărții care a avut loc înaintea pandemiei la Cluj, am discutat problema asta cu dânsul și mi-a spus foarte clar că nu se explică lipsa de implicare a autorităților în această problemă sub nicio formă. Ne aducem aminte foarte bine, unii dintre noi, faptul că în momentul în care dânsul era la conducerea brigăzii de combatere a crimei organizate Alba, în care cuprindea mai multe județe, era spaima traficanților de droguri. Bun, și care ar fi interesul autorităților, cum spui tu? Adică tu faci o afirmație. Pe ce te bazezi? Da, fii atent, haideți să vă spun de ce. Pentru că, spuneți-mi și mie, cum se traduce lipsa de reacție a societății civile, și aici în mod special a tinerilor, la, dau un exemplu, creșterea prețurilor la combustibil, la mâncare, la tot ceea ce se întâmplă rău în momentul de față. Deci tu spui că sunt drogați și de-aia nu realizează ce se întâmplă în jur? Sau? Nu. Nu că sunt drogați. Faptul că îi lasă să ajungă în situații din astea, pur și simplu societatea nu mai interesează.
Nu cred că ar însemna să fie un festival. Fie un fenomen de masă. Festivalul sunt peste tot în lume. Uite, da, care e treaba. La festivalul de la Cluj, am fost înainte de pandemie, acolo prezența poliției era vizibilă. Și erau și foarte mulți care erau în civil și acolo au fost câțiva care erau totalmente prăjiți și au fost ridicați. Dar cred că aici, la București, am un amic, adult, deci nu copil, da, care a fost la Saga sâmbătă și mi-a zis, bă, a venit unul lângă noi, era un străin și m-a întrebat dacă vreau. Deci un străin. Adică, cred că aici, la Saga, poate poliția putea fi mai bine organizată. Hai să mai vedem. Mulțumim, Andrei. Haide că îl avem la telefon pe Marius. Marius ne-a scris un mesaj și spune așa: salut, sunt unul care a consumat droguri. Am copii acum și nu o mai fac de mult. Aș dori să vorbesc, dar nu vă prind la telefon, l-am sunat noi. Pot să vă împărtășesc din trăirile mele de fost consumator de heroină chiar și nu știu sincer cum să vorbesc cu copiii mei despre asta. Marius e la telefon, bună dimineața. Bună dimineața, Marius. Bună dimineața, bună dimineața. Salut. Nu știu cum să încep. Ideea este în felul următor. Am consumat droguri foarte mulți ani, heroină mai exact, și asta m-a adus să fac și puțină pușcărie, ca să zic așa, în jur de 12 ani, 13 ani. Doar pentru consum sau ai făcut și trafic? Nu, nu, doar consumator. Doar consum. Doar consumator, da. Și, na, și acum ai copii. Da, acum să trăiască. Am două fete. Cât au fetele? 8 ani și 6 ani. Și spui că nu știi cum să vorbești cu ele. Nu știu, nu știu, să vă spun sincer, nu știu cum să vorbesc cu ele, nu știu ce să le explic, cum să le explic, pentru că am luat din exemplu meu, părinții mei au vrut și au încercat cu din toate puterile să mă îndrume spre bine și până nu am vrut eu să mă las și să termin cu astea, nu s-a întâmplat nimic bun. Adică nu știu ce aș putea să le spun ca să... Din o idee, Marius, e să preîntâmpini, odată ce un copil a început consumul, știi foarte bine tu din postura ta de fost consumator, da. Acolo numai el singur poate să mai iasă, nu, e foarte greu să-l mai sprijini. Exact. Important e să previi începerea consumului de droguri. Da, ideea este că cu anturajele din ziua de astăzi nu știu cum ai putea să previi. Adică n-ai cum să-l oprești pe copil să nu iasă afară, n-ai cum să-l oprești pe copil să n-aibă un anturaj, să n-aibă o gașcă de prieteni sau așa, nu poți să-l oprești să ducă la un concert sau la un festival sau într-un parc sau la un film cu colegii de clasă și nu prea știi exact colegii aceia ce fac, ce sunt, în ce mediu se învârt. Mă înțelegeți? Despre asta e vorba. Adică noi încercăm să-i ținem cât mai aproape, încercăm să le urmărim telefoanele, eventual să le punem, că acum sunt tot felul de dispozitive, de gadgeturi, din care poți să-i asculți, dar nu poți să te dediști 100% timpul lor, adică nu poți să-i urmărești 100%, ca să zic așa. Marius, a ridicat o problemă foarte serioasă. Întrebarea este dacă doar părinții au responsabilitatea să se ocupe de prevenție în țara asta, evident că au un rol foarte important. Dar problema pe care o ridici tu este asta. Unde, către cine se poate îndrepta un părinte care are nevoie de ajutor, care simte că copiii lui sunt în pericol și ar avea nevoie să fie sprijinit? Că poate nu se pricepe, nu știe cum, e intimidat, habar n-are, nu poate să comunice cum trebuie cu copilul. Da. Ai încercat să vorbești cu cineva? Adică există vreo autoritate, vreo organizație, vreo fundație? Nu există. Nu există. Vă spun ce se întâmplă din punctul meu de vedere. Eu m-am lăsat de droguri cu droguri. Adică, atunci când consum heroină, da, tratamentul este metadonă. Heroină sintetică. Adică statul asta îți dă să te poți lăsa. Adică îți dă alt drog, de care, vă spun sincer, când ajungi să te lași de acele pastile, e mai rău decât de la droguri. Da. Nu știu dacă ai cui să te adresezi, autorităților mă refer. Adică singurul om capabil să facă lucrul ăsta în favoarea copiilor ești tu, atât. Mulțumesc, Marius, pentru intervenție. O să te rog să rămâi pe recepție și pe voi să rămâneți pe recepție, toți cei care aveți întrebări, pentru că după 8 o să vorbim cu un medic care e specialist în prevenirea și combaterea dependențelor și pe care o să-l întrebăm și asta. Unde, cui se pot adresa părinții care sunt îngrijorați și simt că ar avea nevoie de sprijin? Deșteptarea. Show guys are real and they know what's going on right now. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.